Trăim într-un secol al vitezei, când nu mai avem timp să ne uităm la detalii. Ne plac mașinile, dar le folosim doar pentru a parcurge distanțele în timp record. Pentru unii oameni, timpul se scurge altfel. Aceștia sunt colecționarii de mașini. De la pasiune la investiție, nu e decât un singur pas. Dincolo de pasiunea pură pentru mașini vechi și pentru restaurarea lor, mașinile clasice sunt și o metodă bună de investit bani. Sunt modele de mașini care în ultimii 10 ani au crescut ca preț cu 100%. Mașinile vechi sunt de cele mai multe ori ignorate. Ruginite, uitate pe străzi, ele ascund povești nespuse. Sunt însă descoperite de restauratori. Sunt doi scouteri în Statele Unite. Ei găsesc mașini săptămânal, ni le propun. Dacă ne plac sau dacă sunt epave care merită restaurate, atunci le cumpărăm. Colecționarii sunt atrași de model, însă povestea mașinii îi convinge pe loc să o cumpere. Așa a fost salvat un Austin Healey, un vehicul sport britanic prin definiție. Mașina a fost folosită până în 1978, când proprietarul mașinii a avut un accident, în urma căruia a și murit. După acest accident, mașina a fost abandonată până în 2009, când a fost identificată de scouterul de mașini. Mașinile vechi restaurate sunt ca niște diamante neșlefuite. Nu e de mirare că timpul n-are limite pentru un colecționar, care știe că la final va avea o operă de artă. Suntem în hala de tinichigerie. Atunci când mașina ajunge aici, piesele originale de tablare ale mașinii sunt reparate sau sunt înlocuite cu piese noi, în măsura în care aceste piese noi se mai găsesc. După etapa de tinichigerie, mașina este pregătită pentru vopsitorie. Atunci când mașinile ajung aici, caroseriile sunt deja reparate, sunt pregătite pentru vopsitorie, mașinile sunt verificate pentru planeitatea pieselor, sunt încărcate acolo unde este nevoie cu diverse materiale. Mașina prinde contur doar în hala unde are loc montajul final. Partea mecanică a mașinii este restaurată și gata de montaj. Partea electrică a mașinii este și restaurată și este gata de montaj, la fel cu interiorul, respectiv tapiseria. Este zona în care de obicei trebuim destul de mult și este zona în care petrecem nopți când ne apropiem de un termen limită. Clientul poate să vină să își vadă mașina în fiecare zi dacă are timp. Se întâmplă asta foarte des, le place să vină să își vadă mașinile. Avem clienți care se îmbracă cu salopete și care contribuie și ei la finalizarea mașinilor. Farmecul și designul mașinii restaurate merită toată așteptarea. Un model Big Healey nu se conduce, se simte. Este un sentiment foarte interesant pentru că, nu știu, dacă te gândești la o mașină ca aceasta din spatele meu, cât de faimoasă a fost, cum a stat părăsită 30 de ani, cum pot să o repari, să meargă iar pe drumuri, cum poate să fie iubită de un colecționar sau de copiii lui, se creează povești în jurul epavei, nu să stea părăsită undeva într-un garaj sau ascunsă într-o căpiță cu fân. Aduce un pic de plăcere și celui care o restaurează, dar și celui care o va conduce apoi. Acum vine partea cea mai interesantă din toată restaurarea, atunci când mașina este gata și reușești să te plimbi cu ea. Mașinile clasice sunt mașini excepționale la condus. Simți un pic de miros de benzină, lucru pe care nu-l simți într-o mașină modernă. S-auzi motorul, s-auzi eșapamentul. Fiecare mașină clasică are sunetul ei aparte și ținuta ei de drum aparte. Sunt mașini sigure, sunt mașini care
se simt, nu te gândești cu ce viteză mergi, pentru că este absolut irelevant. Singurul lucru care contează este să ai parte de o zi frumoasă, așa cum avem astăzi. Odată ajunsă la colecționar, povestea mașinii merge mai departe.